față de amane din zona Obor din capitală, mai mulți bărbați au dat buzna în toiul zilei peste o angajată. Hoții au reușit să spargă seiful și să plece cu aur și sume mari de bani. Femeia le-a spus polițiștilor că a fost legată, bătută și amenințată cu un aparat cu electroșocuri. Ancheta a ajuns în acest moment la procurorii și la ofițerii de la Serviciul Investigației Criminale.